Radu Mazăre a promis că dacă va scăpa de arestul preventiv, va merge la persoanele nevoiașe și se va ruga alături de ele. După o zi de sâmbătă în care s-a spovedit în fața Înaltpreasfinției sale Teodosie, Mazăre a mers la capela din cartierul Andri Coandă. Chiar dacă și-a petrecut ultima săptămână în arest, la audieri și prin tribunale, primarului Constanței nu i-a trecut cheful de distracție. Eu nu sunt foarte religios, în sensul că nu țin toate canoanele bisericii. Aici am fost și anul trecut. Aici mă simt mai aproape de ce înseamnă Dumnezeu și de ce înseamnă să faci bine, de ce înseamnă milostenie. Mazăre nu și-a uitat nici rivalii, iar președintele Traian Băsescu a fost mențiunea specială. Nu mă interesează ca după ce nu mai este să-i facă cineva rău. Vreau pur și simplu să ne lase în pace să trăim. Începând cu 1 mai, primarul Constanței își va relua rolul de animator al petrecerilor din Mamaia.